Contribuabilii pot depune până la sfârșitul lunii iulie declarația unică privind impozitul pe venit. Guvernul a prelungit termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice de la 15 martie până la 31 iulie. De asemenea, s-a prelungit până pe 31 iulie și termenul de depunere a formularului 230, prin care se redirecționează 2 sau 3% din impozitul pe venit către ONG-uri. Cetățenii pot depune declarațiile la sediul Agenției Județene a Finanțelor Publice Călăraș sau online prin intermediul portalului eguvernare.ro. Nicolae Țifrea, directorul Agenției Județene a Finanțelor Publice Călăraș, ne dă mai multe detalii. Pe 31 iulie este termenul limită de depunere a declarației unice. Ce ne puteți spune despre acest subiect și care este situația la nivelul județului Călăraș? În primul rând, bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc. Vă mulțumesc pentru că ați venit și ne dați posibilitatea să ne spunem și noi, să ne lăudăm cu munca pe care o desfășurăm în această unitate. În ce privește declarația unică, știți bine, pentru că noi tot am făcut informări că se trece la un alt regim, și anume la autoimpunere. Într-adevăr, am întâmplat dificultăți, pentru că dacă inițial, începând cu 1 ianuarie acestui an, declarațiile se primeau numai în format electronic, datorită problemelor pe care le-am întâmpinat și munca a fost foarte importantă, am încercat și cu primăriile să ducem la cunoștință celor care trebuie să depună această declarație, să-i sprijinim, să vină, să înscrie în spațiu virtual privat, datorită procedurii care probabil pentru o parte din cetățenii noștri e destul de greoaie și presupune și cunoștințe minime de calculator, nu am reușit să le primim în totalitate. Sezindu-se aceste probleme, conducerea ministerului respectiv ANAF-ului s-au sesizat și pe data de 5 iunie au emis un ordin prin intermediul care s-a dat posibilitatea să primim în continuare aceste declarații și în forma de hârtie pentru a veni în sprijinul cetățenilor și până la termenul limită să le primim pe toate. Efectul s-a văzut și am crescut destul de mult ca număr de declarații primite. Totuși, mai sunt destul de deprimit. Probabil ne lovim și de mentalitatea românului, care în momentul când știe un termen limită, ne concentrăm toți spre acest termen limită de depunere a acestor declarații. De aceea, la data de astăzi, și anume 5 iulie, numărul noi am estimat că așteptăm un număr de peste 9500 de declarații și la această dată am primit în jur de 4100, deci undeva într-un procent de 43%, dar sunt încrezător că ne vom apropia de 100% și asta datorită și eforturilor colegilor noștri. Cam asta legat de această declarație unică. V-am spus, eu cred că o să treacă ceva termen până când o să ne atingem obiectivul pe care ni l-am propus și anume să le primim numai în format electronic și aș vrea să subliniez și avantajul de care beneficiază cetățenii care depun această declarație unică și anume faptul că ei sunt asigurați în momentul depunerii declarației, chiar dacă termenul de plată este 31 martie anul viitor, deci nu mai sunt condiționați de această plată. Asta, într-adevăr, o să ne pună pe noi și mai mult la treabă, nu că nu suntem dispuși, dar vreau să spun că asta e ideea domnului ministru și ceea ce promite și face. Nu vreau să-l perii foarte mult, dar asta este o realitate. Și vine în sprijinul oamenilor, pentru că oamenii au nouă bani, au nevoie de spital, au nevoie de anumite servicii și noi venim în întâmpinarea lor. Cam asta am spus eu legat de această declarație unică. Contribuabilii care nu vor respecta termenul limită riscă sancțiuni sau care este procedura? Ce se va întâmpla după acest termen? Eu sper ca toți contribuabilii să vină, pentru că democrația e frumoasă și știm bine și dacă stăm bine să ne gândim, ne apropiem de vreo 30 de ani de democrație și trebuie să înțelegem că avem și obligații, nu numai drepturi. Cei care nu vor depune, vedeți și noi, am venit în sprijin, le-am tot promulgat, am tot amânat termenul de depunere. Cu siguranță, cei care nu se încadrează vor trebui să suporte și niște sancțiuni.
Despre formularul 230, ce ne puteți spune? Știu că are termen limită tot data de 31 iulie. Formularul 230, toți cei care își exprimă dorința să redirecționeze în cota de 2% sau 2,5% în funcție de cota prevăzută de lege. Noi suntem la zi cu aceste formulare, sunt toate formularele prelucrate, banii care pleacă spre ONG-uri sunt în termenul legal, chiar dacă mă uit la o situație, noi avem un număr de peste 18.000 de cereri, din care 16.000 au și fost soluționate, în sensul că deja banii au plecat către ONG-uri, numărul ONG-uri sau altor entități care non-profit, care pot beneficia de aceste sume. Sunt chiar exact 1.269, iar suma este peste 1.000.000, 1.050.856. Deci în momentul când și-au depus omul opțiunea, e prelucrat și a plecat automat. Suntem la zi cu toate, nu avem nicio secundă întârziere. Dacă în alți ani ne așteptăm sfârșitul anului, la fel, de când a venit domnul ministru, chiar a fost acest formular 230 prima prioritate a dânsului, pentru că probabil la județul Pălărași, noi suntem un județ mai mic și implicațiile nu sunt chiar atât de mari în ce privește această redirecționare. La nivel de București, cred că erau undeva blocaje și ONG-urile au ridicat această problemă și chiar a ținut foarte mult la această direcționare. Se rezolve situația. Deci, cu ele nu avem niciun fel de probleme. V-am zis, am primit 18.339 de formulare, prelucrate în totalitate, deja 16.371 sunt banii plecați, intrați în contul ONG-urilor, diferența de 1.000 și ceva, suntem cu soluționare în termenul legal. Până la sfârșitul lunii se va rezolva. Cu siguranță.